Din cele 180 de persoane date dispărute, fie prin Interpol, fie prin serviciul informatic Schengen, peste 85% sunt giurgiuveni. Giurgiuveni care fie au comis infracțiuni pe teritoriul altor state, dar și pe teritoriul României. Pe numele acestora, în mare parte, au fost emise mandate de arestare. Vorbim aici despre infracțiuni cum ar fi trafic de persoane, trafic de droguri, violuri, chiar și crimă, dar și înșelăciune și delapidare. Pozele lor stau afișate la vizierul compartimentului urmărit din cadrul Serviciului de Investigații Criminale ca fiind cei mai de temuți infractori. Alături de ei sunt și câțiva dispăruți benevol de la domiciliu și despre care nu s-a mai auzit nimic de ambuni. Este vorba despre cei peste 180 de indivizi urmăriți de polițiștii din întreaga țară, dar și din statele europene, majoritatea fiind giurgiuveni care au reușit să păcălească vigilența oamenilor legii și să se facă nevăzuți imediat după comiterea infracțiunilor. Mai mult de 50 dintre aceștia au de executat pedepse cu închisoarea, fiind găsiți vinovați în dosare de trafic cu persoane și de droguri, ori pentru că au furat, au violat minore, ori au săvârșit infracțiuni la regimul circulației. Legătura noastră cu Centrul de Cooperare Polițienească Internațional, Biroul Național Interpol, este foarte bună. Transmitem date, primim informații de la statele unde aceștia se află și printr-o colaborare foarte bună, șansele sunt foarte mari de a fi prinși și extradați către România. Mulți dintre aceștia au fost deja depistați în mai multe colțuri ale lumii, urmând a fi extradați în România. Avem mai mulți care sunt agresivi sau care sunt violenți, dar noi tratăm pe toți la fel, pentru că procedurile ne obligă să-i tratăm ca atare. Informațiile pe care noi căutăm să le obținem, le fructificăm în mod operativ și le transmitem la organismele care sunt capabile să le pună în aplicare. Alături de cei mai periculoși infractori urmăriți prin Interpol, se numără și 4 giurgiuvence care au primit pedeapsa cu închisoarea, sentință care ar fi trebuit executată pe teritoriul României. Mai exact, este vorba despre președinta unei asociații de locatari din strada Negru Voda, municipiului Giurgiu, care s-a făcut nevăzută cu banii locatarilor. O altă giurgiuvean care a reușit să delapideze statul român cu circa 1,5 milioane de euro, folosindu-se de 2 firme fantomă pentru achiziționarea fierului vechi. Pentru fapta ei, femeia a primit 5 ani de închisoare, iar polițiștii au localizat-o de curând ca fiind în Belgia. Atât timp cât ei sunt urmăriți la nivel național și internațional și pot fi depistați pe teritoriul județului Giurgiu, noi ne ocupăm și de aceste persoane. Am avut foarte multe cazuri de acest gen. Cetățeni străini care au fost prinși în vamă, cetățeni străini care au fost depistați pe itinerariul rutier din județul Giurgiu. În timp ce unii sunt certați cu legea și se ascunde polițiști, alții, în schimb, au ales chiar ei să plece din sânul familiei și astfel au ajuns să fie căutați atât prin Interpol, cât și prin sistemul informatizat Schengen. Ana Maria Ciubotaru este o giurgiuveancă în vârstă de 10 ani, care a dispărut de acasă în urmă cu 2 ani. Fetița locuia cu părinții săi în cartierul Istru, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Alături de poza micuței apare și poza avocatei Elodia Ghinescu. Anul trecut au fost prinși și extradați în România 20 de giurgiuveni care își execută în prezent pedepsele primite pe teritoriul altor state. Alți 12 cetățeni străini care au încălcat legea pe teritoriul altor state au fost prinși de polițiștii giurgiuveni și predați autorităților.